Când cineva sughită, se obișnuiește să se spună că se discută despre el. Este o superstiție comună multor popoare născute din cine știe ce coincidență, din nevoia omului de a da o explicație unor fenomene fiziologice care îl surprindeau. Firește, asemenea explicație cu totul fantezistă. Dacă ar fi adevărat, toți copiii lumii ar duce într-un sughiț, dat fiindcă despre ei vorbesc zilnic părinții, bunicii, unchii, mătușile, colegii și școala. Explicația reală ne oferă fiziologii. Sughițul este o contracție spasmodică a mușchiului principal respirator, diafragma. Se manifestă printr-o inspirație bruscă cu închiderea glotei. Aceasta determină zgomotul și senzația de sughiț. În stările normale se întâmplă de obicei când se bea apă rece sau se mănâncă prea multe paste compacte, dar e și un sughiț, care poate fi un semn, dar nu cel ce îi se conferă prin superstiție. Poate fi astfel efectul unor stări de boală, ca de pildă obstrucțiile esofagului, insolația, șocul de lumină, traumatismele și plăci ale toracelui. Medicii constată că sughițul se produce în general atunci când există focare de excitație puternică a nervului frenic. Sughițul este sunetul produs la trecerea aerului prin glotă, atunci când se produce contracția bruscă a diafragmei. Cauzele pentru producerea acestuia sunt multiple, printre acestea numărându-se tulburări gastrointestinale, metabolice sau ale sistemului nervos central, relatează lovendal.ro.